Bună tuturor celor din Zodia Scorpion sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Scorpion și bine v-am regăsit la citire generală pentru perioada 16-30 septembrie 2023. Și vom începe cu un mesaj din partea îngerilor unde avem doiul de gânduri. Uh, sunteți, vă da, dați foarte greu înainte. Aveți multe opțiuni în calea voastră și pe care trebuie să le revedeți, să le re, reevaluați. Uh, poate fi vorba și de. Uh, o situație în care sunteți puși să alegeți și nu știți exact care este direcția corectă, poate ar trebui să ascultați mai mult de vocea voastră interioară, oricum ar fi undeva în adâncul sufletului vostru, voi știți ce ar trebui să faceți de acum încolo sau care este calea de urmat sau ce este corect sau cinstit pentru voi. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Dacă vă place ceea ce postez, nu ezitați să lăsați un like. Iar dacă doriți să știți în continuare ce vă așteaptă în viitor, puteți să apăsați butonul de abonare, pentru că nu vă costă absolut nimic și așa veți fi la curent cu tot ceea ce postez și vom forma și o comunitate din ce în ce mai numeroasă. Iar pentru asta vă sunt foarte recunoscătoare. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Iar voi sunteți un pic nemulțumiți. Cred că este vorba de o persoană care vă duce sau vă induce această stare. O persoană nu vă lasă libertatea de a face ceea ce doriți sau vă este greu să luați o decizie, o hotărâre în ceea ce privește emoțiile voastre, trăirile voastre sau exact cum v-am spus ceea ce doriți din cauza că sunteți împiedicați de această persoană. Poate aveți de face o cu un semn de apă, rac, scorpion, pești sau un semn de foc, berbecleu, săgetător. Dacă în alte situații vorbim de, o situa de faptul că treceți printr-o greutate, ceva nu vă mulțumește, ceva nu vă iese așa cum vă doriți, și veți apela la o persoană care să aducă aceste, acest, această siguranță sau care să vă ajute să scăpați de niște dușmani, de niște rivalități, de niște persoane care um, nu vă gândesc bine sau într-un mod pozitiv și vreți să scăpați de aceste energii negative, să, vă, să vi se curețe drumul și probabil apelați la o persoană care o să vă ajute. În ultima săptămână, din luna septembrie, apar lucruri nebunești. Poate fi vorba de o călătorie, poate fi vorba de faptul că vă veți asuma anumite riscuri uh, pentru un câștig, pentru o reușită, abundență, foarte multă abundență, și un drum. Deci mi-apare un drum pe care îl veți face și aduce stabilitatea, aduce o sumă de bani, aduce o creștere pe relație și pe buget. Pentru că mi-apare lucrul acesta. Puteți avea de-a face cu semne de pământ, or fecioară, capricorn, cu semne de foc, Verbeacleu, o săgetător. Sau aici mai poate fi vorba de faptul că vă luați inima în dinți și mergeți să vorbiți cu cineva. Și să știți că discuția va fi cu noroc. Și văd o declarație de dragoste sau o dorință care începe să se realizeze. Este șansa voastră vi se mai oferă o șansă din destin. În dragoste aveți o relație cu o persoană sau sunteți în contact cu o persoană mai neserioasă, mai impulsivă, neimplicată, nu se implică în totalitate sau este plecată la un drum. Discuții, discuții care nu vă sunt vă clare, pentru că vreți mai multe detalii, vreți să știți mai multe despre acea persoană, despre această persoană, ce simte, de ce se comportă într-un anumit fel cu voi, de ce nu vă ia în serios și vă apropiați de adevăr. Poate veți de face cu un semn de foc, berbecleu, săgetător, un semn de pământ, orfecioară capricorn sau un semn de aer, gemen, balanță sau vărsător. Poate vreți să știți mai multe despre familia acestei persoane, despre o energie feminină, despre trecutul acestei persoane, dar văd foarte, foarte multă comunicare. Tare mică, unii dintre voi sunteți la început, sunteți în cunoaștere și vreți să știți dacă va fi ceva de durată sau dacă gândiți la fel sau vă doriți aceleași lucruri. Lucrurile aici vor. vor Mergi pe repede înainte, văd lucruri care parcă trec, treceți peste, săriți peste niște etape și aici nu e chiar ok pentru că ajungeți într-un punct în care veți descoperi niște situații care nu prea vă cad bine. Pe partea profesională mi-apare o realizare foarte mare, un succes, veți străluci la propriu. Um. Ca să ajungeți în această energie, va trebui să luați o hotărâre dacă mai rămâneți sau nu într-un loc de muncă, dacă vă mai implicați sau nu într-un proiect. Pentru că pe unii dintre voi vă văd într-o situație fără ieșire sau vă mulțumiți cu puțin, sau încă vă gândiți la un fost loc de muncă, aveți deja unul acum, dar vă gândiți că poate ar apărea altul. Ceva nu se completează aici la voi. Apare o oportunitate foarte rapidă de a lucra de acasă sau de a lucra cu cineva din familie sau de a avea o bucurie pe planul profesional. Puteți avea de a face cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Un leu și un săgetător apare așa foarte pronunțat la voi. Poate e o propunere interesantă, dar aduce și o schimbare de locuință. Da, un nou început, un nou drum. Să plecați în alt oraș, să plecați în altă firmă, să plecați în nu știu, în altă țară. Pe partea financiară mi-apare o binecuvântare, recompense. Vă vin niște bani care să vă ajute să, să rezolvați diferite probleme sau să plătiți diferite lucruri. Aici văd că vi se face într-adevăr o dreptate din punct de vedere financiar. Poate ați plătit o sumă mai mare la stat, vi se dă înapoi, poate sunteți într-un proces și vreți să câștigați sau așteptați un verdict, să câștigați procesul. Văd o pierdere de timp și de uh, resurse. Ați pierdut mulți bani într-o relație de dragoste, într-un proiect din care ați fost coși. Uh, ați dat cuiva și nu vă înapoi, dar văd o recuperare. Deci nu o să vă, uh, aici vi s-a luat și sporul la bani unora. Pentru că văd aici că găsiți o variantă prin care să vă aduceți sporul înapoi. Vă vin bani, să știți, dar văd foarte multă muncă și foarte multe sacrificii în perioada următoare pentru siguranță financiară. Poate aveți mai multe cheltuieli. Pe sănătate mi-apare dorința de a sta acasă, de a avea o vacanță, de a pleca la un drum, dar să știți că pe unii dintre voi vă văd cu o problemă de inimă, circulația sângelui sau uh, uh, în trei zone ale corpului aveți niște dureri. Sau aflați și de problemele de sănătate al cuiva, o persoană în vârstă care se face bine, se vindecă. Ați fost îngrijorat, sunteți îngrijorați de sănătatea cuiva, dar primiți vești bune despre acea persoană în vârstă că se simte mult mai bine, că și-a revenit și este acasă. Provocarea vine de la un drum sau o discuție pe care o aveți în legătură cu planuri de viitor. Aici ceva se schimbă. Cred că cineva vă întoarce din drumul vostru sau aveți niște planuri, vreți să faceți ceva, dar sunteți impedicați. Dar Apare și dorința de a scăpa de un stres, și scăpați de acest stres, și un stres legat de un drum, de o persoană, de la drum, tot v-ați învârtit în cerc. Sunt gânduri, gânduri acumulate, ca aceste voi scorpioni care trăiți, nu știu, intens, dar în urma unei vești pe care o primiți, totul se schimbă. Și este vorba și de o alegere, să vă alegeți cale, să vă alegeți drumul. Poate trebuie să faceți mai multe drumuri și nu știți care este benefic pentru voi. Aveți de face și cu semne de apă, ac, scorpion pești, semne de, pă, nu de pământ, de foc, berbecleu săgetător. E o schimbare care nu vine de la voi. Asta vă poate provoca sau sunteți puși în fața unei alegeri, deși voi aveți calea voastră clară. Surpriza vine prin un nas de cupe. Ce frumos! Abundență! Foarte multă abundență! Pe dragoste, pe reușite! Parcă merge mai cu spor, un proiect, un examen. Aici pe provocare ne pare și un examen. A voi, dar totuși văd o reușită. Pentru unii, da? pentru că citirea este generală. Uh, mi-a o reușită pe niște cursuri uh, o reușită în dragoste ca și cum din trei persoane rămân două în această relație multe promisiuni da, rivalități în dragoste de care scăpați multe ghinioane pe care le-ați avut și cu credință, cu rugăciune parcă scăpați de ele și aici mi apare și faptul că rupeți o legătură cu o persoană toxică o persoană falsă care nu va, nu va, nu vrea, ai, ce tare e asta! Nu v-a vrut binele niciodată. Deci nu puteam să termin de spus dacă ați văzut așa ceva. Deci persoana asta probabil nu vrea să știe că voi veți afla sau că uh, nu-i convine că voi o veți înlătura pentru că nu mai are energie, nu mai are de unde să tragă bani, dragoste, energie pozitivă. Dar tăiați falsitatea, tăiați un rău din rădăcini cu credința pe care o aveți în suflet. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!